Dragii mei, vă salut cu pace, vă spun bună dimineața. Apreciez faptul că sunteți aici. Mă bucur nespus pentru această căutare care este în inima oamenilor, pentru Dumnezeu. Aș vrea, înainte să ne reocupăm locurile, să citesc un scurt pasaj din Scriptură. Prima carte a Bibliei, capitolul 29, versetele 31 la 35. Aici este un pasaj care vorbește despre patriarhi, despre viața lor de familie și despre frământările lor. Lucrurile s-au schimbat, nu mai mergem cu calul, folosim mașina, nu mai stăm în cort, avem case cu pereți din beton, însă noi ca oameni, ca ființe umane, rămânem, continuăm să trăim în mijlocul acelorași frământări și probleme. Relații, conflicte, împăcări, fericire, nefericire, de la Adam până astăzi, viața a rămas aceeași. În jurul nostru lucrurile se schimbă, în interior suntem la fel. Haideți să citim pasajul acesta, asupra căruia vom reveni cândva în procesul vorbirii. Deci, Geneza 29 cu 31. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii pe când Rahela era stearpă. Lea a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Ruben, însemnând, vedeți fiu. Căci a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta. De aceea i-a pus numele Simeon, ceea ce înseamnă ascultare. Iar a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis, de data aceasta bărbatul meu se va lipi de mine, căci am născut trei fii. De aceea i-a pus numele Levi, adică alipire. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu. Și a zis, de data aceasta voi lăuda pe Domnul. De aceea i-a pus numele Iuda, adică lăudat fie Domnul. Și a încetat să mai nască. Amin. Tată drag, este de dimineață și noi suntem printre cei care s-au trezit din somn la viață. Știm că pe fața pământului sunt mulți oameni care au murit în noaptea asta. Ei nu mai aud, nu mai vorbesc, nu se mai pot închina, nici nu mai pot refuza aceste lucruri. Mulțumim că ne-ai dat această zi. Ajută-ne să facem cu ea ceea ce este spre slava ta și spre binele nostru. Dă-ne, te rog, lumină de sus, să te urmăm pe tine, să ne împlinim menirea și să auzim în ziua cea mare, vino rob bun și credincios. Te rog, binecuvintează fiecare persoană care este aici, care a făcut efortul să vină în casa ta pentru a te întâlni pe tine și cuvântul tău. Atinge fiecare suflet, răspunde fiecare întrebări, liniștește fiecare frământare, adu tu rezolvare pentru problemele nerezolvabile, că tu ești Dumnezeu și în cer și pe pământ. Ne încredem în tine că vei potrivi cuvântul pentru fiecare situație, pentru fiecare persoană și pentru fiecare familie, că tu ești Domn și noi ne smerim și ne închinăm înaintea ta. Amin. Stimații mei, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Dacă era seară, eram obosiți. Dacă e dimineață, nu ne-am trezit bine. Întotdeauna e o problemă cu noi. Sunt foarte bucuros să avem astăzi câteva ore împreună. Pentru mine este o mare onoare. Biserica Elim este un loc special pentru mine, pentru că de mulți ani, de când Domnul m-a chemat să predic Evanghelia, Biserica Elim a fost un loc cald, plăcut, primitor, extrem de primitor și frații păstori, conducerea bisericii,
a manifestat multă prietenie și ospitalitate, generozitate față de mine, față de familia mea, față de slujirea mea. Întotdeauna vin aici cu multă plăcere, pentru că mă simt ca într-un loc unde sunt iubit și primit cu bucurie. Apoi, sunt foarte bucuros pentru că ați făcut efortul să veniți aici. Dumneavoastră știți că noi suntem doar oameni și oricât de intensă ar fi pregătirea noastră academică, oricât de profund ar fi darul chemării noastre de slujire, noi rămânem niște oameni muritori, suntem extrem de limitați, foarte vulnerabili și privirile noastre trebuie îndreptate înspre Domnul. El este unic, El este inepuizabil, El cunoaște interiorul nostru și El are și puterea să-L schimbe. El este adevărata resursă. Oamenii sunt doar canale prin care Dumnezeu se manifestă, se exprimă. Dar privirile noastre trebuie îndreptate deasupra oamenilor, la Hristos. Aseară am spus câte ceva și o să continui și astăzi, profitând de oportunitatea asta de a fi oamenii care ne încadrăm în contextul subiectului, adică oameni căsătoriți sau cu perspectiva căsătoriei. Întotdeauna apreciez foarte mult viziunea pe care biserica o are cu privire la organizarea la astfel de evenimente. Dacă am fi fost aici într-un serviciu divin și am fi fost de la copii la oameni în vârstă, atunci adunarea ar fi fost foarte pestriță și eu nu aș fi avut așa de profund libertatea să vorbesc despre chestiuni de familie, pentru că ar fi fost cu noi și persoane care nu se încadrau în sfera de interes a acestei întâlniri. Lăsați-mă să vă dau un exemplu dintr-o altă experiență nebisericească. Noi asta ați văzut când mergem la școală, că în funcție de vârstă, de experiența vieții și de capacitatea de discernământ, suntem așezați pe clase. Niciodată nu te duci la școală și te așează în funcție de înălțimea corpului în clasa a șasea sau a șaptea, ci te duci în clasa a întâia împreună cu alții de clasa a întâia. Ajungi în clasa a doua împreună cu alții de clasa a doua. Nu mai imaginați-vă că într-o zi directorul, într-o școală foarte mare, de la 1 la 12 clase, i-ar aduna pe toți la oaltă, într-o sală mare, și ar chema un profesor de matematică să le prezinte o lecție, un curs. Dumneavoastră, ce părere aveți? Cam ce ar trebui să le spună profesorul de matematică dacă ar fi acolo de-a întâia, de-a doua, de-a treia, de-a patra și până la liceu? Hai să-i aducem și pe aia de la facultate. Ce credeți că ar spune profesorul de matematică ca să se potrivească pentru toți? Nu e așa că n-ar putea să spună mai nimic? Pentru că dacă ar vorbi pentru cei mai mici, cei mari s-ar plictisi și ar ieși. Dacă ar vorbi pentru cei mari, cei mici și-ar scoate mașinuțele și-ar face de treabă. De aceea, seminariile acestea, care se adresează unui grup țintă, adică ne-am întâlnit cu oameni care sunt familiști sau au perspectiva familiei și discutăm despre chestiunea asta, despre experiența noastră de viață. E adevărat! Unii suntem familiști de un an, 10, alții de 30, 40 sau mai mult. Dar oricum, indiferent de intensitatea experienței, vorbim despre o experiență comună, vorbim despre ceva ce ne așează pe fiecare în aceiași pantofi. De aceea cred eu că este extraordinară viziunea pe care biserica o are să creeze astfel de întâlniri unde putem în mod consacrat să discutăm despre chestiuni care ne privesc pe noi. Putem intra în detalii, fără să ne jenăm de cei mici, pronunțând cuvinte care sunt rezervate, de pildă, domeniului sexual sau altceva, deși noi nu ne întâlnim pentru chestiuni de astea aici. Dar uneori facem atingere în vorbirea noastră. Aseară am încercat să spun câte ceva despre modernism și postmodernism, pentru că aceste două ideologii sunt un fel de consecință a tot ceea ce s-a întâmplat în lume până astăzi. Nietzsche, spre exemplu, el a introdus fatalismul în filozofie și asta a generat libertatea de a te sinucide. Apoi au venit tot felul de revoluții, în mod deosebit din Franța. Franța a fost una dintre țările care a adus multă împotrivire creștinismului. Apoi din Rusia și, în general, foarte multe revoluții care au schimbat ideologia și mentalitatea oamenilor. Și spuneam aseară, repet astăzi, fără să insist, că atunci când noi venim în biserică, spre exemplu acum, noi suntem niște oameni
care am fost bombardați cu informații de când am început să citim, să deosebim stânga de dreapta, 7, 8, 10, 12 ani. Și în mintea noastră au fost așezate tot felul de opinii ale altora, unele de sorginte creștină, altele de sorginte păgână, ba chiar atee. Ei, noi suntem un fel de magazie plină cu de toate. Toată lumea a pus în magazia asta ce a vrut. La școală ne-am uitat țintă la profesori și ei ne-au spus de toate. Ne-au spus că nu există Dumnezeu, ne-au spus că venim din maimuță. Ne-au spus tot felul de lucruri. Astea toate sunt aici. Noi să știți că mintea noastră, din punct de vedere al subiectului, al ideii prezente, are trei etaje. Are etajul conștient, subconștient și inconștient. Aceste trei etaje conțin informații care nu se vor șterge niciodată. Doar că informațiile pe care le-am folosit o singură dată și nu le mai folosim niciodată, există un administrator în mintea noastră care ia informația asta ce nu mai este folosită, pentru că el își asumă că nu mai avem nevoie de ea și o coboară în subconștient. Și dacă mai mult nu o folosim, trec ani și nu o mai folosim deloc, el o coboară în inconștient. Aceste trei camere nu vor pierde niciodată informațiile pe care noi le-am văzut sau le-am auzit. Doar că numai în camera asta avem noi acces conștient. Numai asta este luminată. În astea două este întuneric și noi nu mai conștientizăm ce este aici. Dacă într-o anumită situație o informație pusă în subconștient sau inconștient este refolosită, administratorul se duce în subconștient sau în inconștient, ia informațiile în legătură cu ideea la care am revenit și le readuce în conștient. Haideți să folosim un exemplu mai jenant un pic, să vorbim despre pornografie. Atunci când o persoană vede o poză nud, că asta este pornografia, să vezi oameni fără haine, e normal să fii fără haine în shower, în duș, e normal să fii fără haine în intimitatea familiei, adică soțul cu soția pentru relațiile intime, pentru că sub protecția legământului, omul are dreptul să-și aleagă o soție și o femeie are dreptul să-și aleagă un soț, să facă copii, să-i crească și să se bucure de viață. Doar că oamenii au ajuns atât de destrăbălați, aproape la bestialitate și la animalitate, încât au spart tiparele lui Dumnezeu și și-au făcut de cap. Pornografia este o chestiune care creează una dintre cele mai adânci forme de dependență. Și este foarte greu să mai ieși de acolo. Atât de greu ieși, la fel de greu ieși din droguri, poate chiar din alcool, în general din substanțe. Dar să revin. Atunci când o persoană vede o poză nud, el nu mai poate uita niciodată. Deci poza aceea nu se mai șterge absolut niciodată din capacitatea de memorie. Doar că, dacă este relativ proaspătă, poza este aici, inconștient. Când poza este inconștient, diavolul, ori de câte ori te vei ruga, va lua poza aceea și ți-o va pune în față. Te vei gândi la ea, o vei vedea și te va descuraja să te rogi. Te va inhiba. Îți va spune, tu te rogi acum? Păi da, cum asociezi rugăciunea pe care o faci acum cu poza de ieri sau de acum o lună? Și îți va lua aerul, îți ia curajul, îți ia încrederea. Te face să te simți descalificat să te rogi și nu prea mai ai chef să te rogi. Dacă trece mult timp și nu te mai uiți la pornografie, poza aceea nu mai are forță. El ți-o mai arată, dar nu mai are forță și ea încet, încet coboară în subconștient. Chiar dacă nu mai ții minte, ea este acolo, dar e într-o cameră unde e întuneric. Că așa a organizat Dumnezeu mintea, să nu fie stresat omul cu tot ce a văzut vreodată în zona conștientă. Păstrează în zona conștientă numai lucrurile care se repetă. Observați, Google-ul astăzi și în general știința digitală folosește tiparul lui Dumnezeu. Păi când mă urc în mașină, telefonul spune faci 14 minute până la biserică.
De ce? Pentru că el știe că eu la ora aia mă duc la biserică. Ei bine, ăsta e tiparul pe care l-a creat Dumnezeu, să nu stăm cu tot bagajul acesta uriaș de informație în conștient, că am fi fost extrem de stresați. De aceea administratorul minții păstrează în zona conștientă numai lucrurile cu care lucrăm. Cele pe care vede că nu le mai folosim deloc, le aruncă în magazia asta a subconștientului sau a inconștientului. Când o poză nudă ajunge aici, nu o mai vezi, ea e acolo, dar nu mai ești conștient de ea. Dacă peste 5 ani din nou ajungi, din nefericire, să te uiți la pornografie, administratorul se duce, ia toată experiența aia de acolo, o aduce în prezent ca și cum s-ar fi întâmplat astăzi. Atât de, spuneam aseară, atât de fluidă este mintea, atât de flexibilă, atât de capabilă este mintea. Tocmai de aceea ar fi bine să ne ferim de imagini care aduc în noi ispita, intensificând-o din ce în ce mai mult până când ea devine păcat. O ispită nu-i păcat, dar ea conduce la păcat. Cu cât ne apropiem mai mult de ispită, cu atât capacitatea de atracție, de influență, magnetismul acesta va deveni mai profund și ne va absorbi, ne va atrage în mod irezistibil. E bine să stăm departe de sferele de atracție a acestor ispite, să avem o viață care să nu se învârtă în jurul acestor mari atracții, pentru că suntem doar oameni, noi suntem extrem de vulnerabili, foarte vulnerabili. Atunci când noi judecăm pe cineva care a căzut în adulter sau un alt gen de păcate de felul ăsta mari și mari prin consecințele lor, că de fapt păcatele nu sunt mari sau mici, să știți că ar trebui nu să-l judecăm pe omul ăla, ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu că pe noi nu ne-a expus. Eu cred că dacă noi am fi expuși, aproape toți am cădea. Noi nu am căzut că n-am fost expuși, Dumnezeu a avut milă de noi. Și în vârtejul ăsta care trage și vapoare, nu numai oameni, la fundul apei, Dumnezeu ne-a ținut departe, ne-a protejat. În sfârșit, n-am avut intenția să spun asta, am vrut doar să spun următorul lucru. Mintea noastră este o magazie plină cu lucruri. Lucrurile astea, toate ne influențează. E ca și cum înghiți o pastilă de somn, iei 4 mg de melatonină. Sigur că vei adormi. Degeaba te ții tare, poți să ai mușchi să nu te încapă hainele. N-are nicio legătură, o substanță care intră în sânge și va face datoria. Ei, tot la fel, lucrurile din mintea noastră au informație care ne influențează, ne împing, ne atrag. Spuneam aseară și repet în dimineața asta faptul că faptul că unul dintre cele mai importante lucruri pentru o viață de cuplu în general, sau nu, pentru relații în general și pentru o viață de familie în special, este asumarea responsabilității. Dacă noi ne angajăm la o companie, ne angajăm pentru un anumit post, există acolo un job description, o fișă a postului, care te face responsabil de anumite activități pentru care ești remunerat, pentru care ești plătit. E, la fel în familie, dacă intrăm pe poziția de soț sau de soție, sunt la nivel de funcție anumite responsabilități și la nivel de formă anumite încredințări. Dincolo de responsabilitățile majore, ca principiu, există responsabilități de circumstanță, adică într-o familie soțul s-ar putea să nu se aștepte ca să spele vasele. Să nu existe așteptarea asta față de el. Adică soția să nu se aștepte. De ce? Să presupunem că ea stă mai mult acasă și are foarte mult timp la dispoziție. El stă foarte puțin acasă, că muncește foarte mult în afara casei. În situația asta, soția nu se așteaptă ca el să spele vasele, pentru că ea petrece foarte mult timp acasă, aproape deloc în afara casei, și evident că e normal să se ocupe ea de casă, el de afara casei. Dar dacă amândoi lucrează și vin amândoi seara, atunci e normal ca soția să se aștepte și el să facă ceva, pentru că amândoi s-au întors la 5, sau la 4, sau la 6. Vedeți,
Responsabilitățile, pe de o parte, sunt principiale. Femeia trebuie să facă ceva și bărbatul ceva și astea au devenit specifice pentru femei și pentru bărbați. Dar dincolo de acestea care sunt mari și care sunt specifice, sunt o puzderie de responsabilități care în anumite familii sunt delegate bărbatului, în altele sunt delegate femeilor, în altele sunt cine are timp. De aceea nu trebuie niciodată să facem prea mult caz. Niciodată nu trebuie să facem prea mult caz de faptul că într-o familie este așa și la noi este în alt fel. Dacă în familia din care vii este pace în felul ăsta, mergeți în felul ăsta. Nu trebuie neapărat să imitați altă familie și să ajungeți la conflict. Pentru că nicio familie nu este ca celelalte familii. De aceea trebuie neapărat să stați amândoi de vorbă. Și ori de câte ori nu vă înțelegeți, trebuie să ajungeți la înțelegere. În baza unui acord. Acord înseamnă că vă luați timp și discutați o problemă. Cearta este un fel de discuție violentă. O discuție la doi oameni imaturi, care lasă emoțiile lor să o ia înaintea rațiunilor. Eu când am fost tânăr, m-am certat cu Carmen de multe ori, pentru că nu am vrut să mă cert, dar era un automatism. Dacă mă enervam, pur și simplu, mă trezeam țipând. Încercam să mă impun, să o intimidez. Lucrul ăsta îl făceam uneori conștient, alteori inconștient. Dar anii au trecut, 38 de ani de atunci. Am avut o experiență spirituală în care Dumnezeu mi-a vorbit într-un fel unic, dar banal. Ciudat să fie banal când Dumnezeu îți vorbește, dar a fost banal. Viața mea e compusă din lucruri banale. Nu prea am ce să spun despre mine, că nu mi s-a întâmplat lucruri ieșite din comun decât de vreo 2-3 ori în viață. Restul, viața mea e o viață normală, absolut normală și banală. Banală nu în sensul banalității, ci în sensul obișnuitului. Am avut o discuție mai aprinsă cu Carmen cu privire la, nu mai țin minte ce, așa cum se întâmplă uneori, să nu spun rare ori sau deseori în familie. Și în timpul acestei discuții am avut experiența asta. Cum s-a întâmplat? Eu de-abia așteptam să termine ea, ca să-i spun eu punctul meu de vedere, ea de-abia aștepta să termin eu și să-mi spună ea punctul de vedere și niciunul nu l-a ascultat pe celălalt pentru că eu mă gândeam ce să-i spun eu când îmi vine rândul. E, în procesul acesta am auzit că o voce, am auzit că cineva, deși eram numai noi amândoi în casă, a repetat psalmul, a repetat versetul acela din psalm care spune că atunci când cel rău stă înaintea ta, să ai grijă ce spui. Când am auzit aceste cuvinte, deși psalmul ăsta îl știam bine, versetul ăsta îl spuneam uneori în predici, când am auzit acest mesaj, dintr-o dată m-am speriat și m-am gândit dacă mai e cineva în casă. Mi-am dat seama că nu mai e nimeni în casă și atunci a fost logic să-mi asum că se întâmplă ceva dincolo de noi, e o implicare a lui Dumnezeu într-un fel și am fost extrem, extrem, extrem de impresionat. Atât de impresionat am fost, încât într-o fracțiune de secundă am înțeles tot. Dar pur și simplu am înțeles tot. Nu mai era nevoie de nicio explicație. Atunci când Dumnezeu apare în peisaj, lucrurile se întâmplă într-o altă manieră, într-o altă viteză, într-un alt ritm. Procesul normal de a învăța și de a înțelege, de a te prinde, cu alte cuvinte, se accelerează până dincolo de natural. Într-o singură fracțiune de secundă am înțeles despre ce este vorba. Și ce credeți că s-a întâmplat? Atunci când am o discuție cu Carmen, sau nu numai cu ea, dar vorbesc acum de relația de familie, și se întâmplă că ea să fie supărată, sigur că și ea a devenit din ce în ce mai puțin supărăcioasă de-a lungul anilor, ca și mine. Dacă se întâmplă să fie supărată și la supărare devine puțin mai categorică, mai impulsivă, atunci nu răspund la nivelul acesta, ci pur și simplu încerc să nu intru în jocul acesta, să nu argumentez, ci pur și simplu sunt defensiv. Nu sunt ofensiv, pur și simplu sunt defensiv.
Pentru că eu nu o provoc, ea se liniștește. După ce se liniștește, trec 10-15 minute, vine la mine și îmi spune: tu ești un om bun, îți mulțumesc pentru că ai avut răbdare cu mine. Admirația pe care o simt în clipele acelea este o recompensă atât de mare încât mă pregătesc pentru data viitoare să fac lucrul ăla și mai bine. Acum îi spun: poți să stai un pic pe scaun? Acum poți să vorbesc cu ea. Toți neurotransmițătorii, toată chimia ei este în cutie, e liniștită, poate să gândească, nu se simte în luptă, nu se simte atacată, e liniștită, simte iubirea, este în siguranță, e în starea de confort sufletesc și acum mă ascultă și îi spun: puteam ușor să ne certăm mai devreme. Este important însă să... Și acum pot să vorbesc cu ea despre asta, deși nu mai fac lucrul acesta acum. Ce am vrut să vă spun? Este ușor să ne enervăm și după aceea să spunem că celălalt este vinovat. Este un mare har în viață să ajungi la un punct în care Dumnezeu te conduce la o experiență ce are rolul să te ajute, să-ți deschidă mintea, să-ți ofere o anumită perspectivă. De foarte mulți ani, de la experiența asta, eu încerc să-mi cultiv tăcerea. Dar nu numai în legătură cu soția. Ședințele de comitet, conflictele de la biserică, slujba mea de păstor, care implică foarte multă adversitate în tot felul de situații, situații din viața mea personală, întotdeauna oamenii te implică în conflicte sau tu provoci un conflict. Orice conflict ar trebui tratat cu tăcere. Tăcerea este cel mai bun medicament pentru un conflict. Când un om e nervos, nu are capacitatea să te asculte. El este într-o luptă, el și-a scos sabia și el se apără. Fiecare se apără cât îl duce mintea, în funcție de experiențe, de familia de proveniență, unde și-a format anumite automatisme comportamentale, mă refer la anumite reflexe, anumite obiceiuri. În general, oamenii se ceartă într-o clipă, pentru că cearta este un instinct de conservare, un fel de a te apăra. Dar te poți apăra și altfel decât cu sabia, te poți apăra cu tăcerea, de pildă. Atunci când te ceri cu cineva, dacă el îți spune un lucru urât și tu taci, el nu-ți va mai spune încă o dată un lucru urât. De când numai dacă tu continui, va veni și el. Pentru că întotdeauna este 1+1. Noi ne certăm pentru că fiecare îl provocăm pe celălalt să răspundă. Și mai întâi intrăm în conflict de la un anumit lucru și după aceea nu ne mai certăm pentru lucrul ăla. Ne certăm pentru că nu ne certăm bine. Să vă dau un exemplu. Eu îi zic ceva soției mele, de obicei ceva critic, dar nu atac problema, ci atac persoana. Ea se simte atacată de omul care ar trebui să o iubească și reacționează. Și eu îi spun: după ce ești vinovată, mai ai și gură să vorbești. Și ea îmi spune: păi tu nu știi decât să critici întotdeauna. Mie mi se părea că ar trebui să tacă, dar ea vorbește. Și asta mă enervează și ridică nivelul meu de sensibilitate și eu devin și mai dur. Și ea devine și mai dură. Vă mai aduceți aminte de cercul de aseară? Ea devine și mai dură și eu devin și mai dur. Pentru că mie mi se pare umilitor să mă opresc. Și atunci, știi, în mintea mea spun: stai că te pun eu la punct. Și vin cu o bombă și mai mare. Unde ne ducem în felul ăsta? Cineva trebuie să se oprească. Pentru că altfel lucrurile escaladează. După o ceartă din asta, unde folosim și cuvinte de poate mai grele, prosto sau eu știu cum mai zicem noi, fiecare cât îl duce mintea, emoțiile sunt foarte rănite. Există tendința unei detașări emoționale. Dacă și la serviciu are un coleg care e foarte amabil, foarte tăcut, care știe să aprecieze, își mai dă și cu odicolon, vorba lui bunicul, cu parfum, atunci, în perioada asta de criză, de conflict, când ea se simte, sau el,
neiubit, neînțeles, neiubită, neînțeleasă, așa să știți că se ajunge la adulter, deși nu întotdeauna se ajunge pe drumul ăsta. Dar ce am vrut să spun este că familia mea este cum o fac eu. Familia mea are calitatea pe care o am eu și pe care o are Carmen. Dacă eu îmi dezvolt caracterul și știu să gestionez momentele sensibile, tensiunile din familia mea, atunci familia mea mă va admira, pentru că ei văd că eu absorb, eu preiau tensiunea. Ce am pierdut eu dacă am tăcut? În loc să răspund, tac. Iar mai târziu mi se spune, tu ești un mare bărbat. Acum pot să vorbesc că am cu cine, dar cu un om nervos ce poți să vorbești? Nu poți să vorbești că el are emoție și emoția asta nu poate fi vorbită, poate fi doar certată. El atacă, el se apără, el împinge. Cineva spunea, dacă prinzi pe cineva la colț, fă-i loc să fugă, că dacă nu-i faci loc să fugă, te pleznește că trebuie să scape viața. Cam așa stau lucrurile când ajungem în conflict. Toți oamenii ajung în conflict, dar depinde cum le gestionăm. Unele dintre cele mai mari probleme în una dintre cele mai mari probleme din viața noastră este capacitatea de a gestiona sexualitatea noastră, mânia noastră, timpul nostru, banii noștri, conflictele noastre și restul lucrurilor care se pot adăuga. Pe primul loc este gestionarea sexualității. Nimic nu e mai greu în viață. Cel mai important organ sexual nu e organul sexual, este creierul. Freud a vorbit mult despre chestia asta în psihanaliza lui. Dar gestionarea sexualității înseamnă mai mult decât intimitatea noastră. De asemenea, mânia, gestionarea mâniei și toate celelalte lucruri. Aceste gestionări ale acestor fenomene sunt la nivelul caracterului nostru. Dacă un om n-are caracter, atunci el le va face într-o manieră primitivă, fără minte, fără discernământ, fără scop, fără înfrânare, va fi ca o mașină fără frâne. Am fost la Gura Honț joi seara, am predicat acolo la evangelizare și am trecut pe dealul, unde e dealul ăla al Hălmagiului, cred că pronunț bine localitatea aia. Acolo un camion cu vreo 35-40 de ani în urmă a rămas fără frâne și cred că au omorât 10 sau 11 oameni, dacă bine mi-aduc eu aminte povestea lor. Și acum când am trecut pe acolo, deși drumurile s-au modificat, acum sunt foarte fain, arată bine, am căutat cu privirea grămada aia de cruci de pe marginea drumului, pentru o simplă frână care a lipsit. Atunci când știi să taci, ai impresia că te auto-umilești, că faci pe prostul, că te va ține sub papuc. Când ești om, ești admirat, nu prostit. Când reușești să salvezi pacea familiei, când reușești să nu adresezi cuvinte grele, care nu se mai uită niciodată. Odată am avut o discuție mai aprinsă cu Carmen și i-am spus ceva mai dur și a venit la mine și mi-a spus următoarele cuvinte. Oricine mi-ar fi spus cuvintele acestea nu aveau nicio importanță. Dar pentru că mi le-ai spus tu, nu se le mai pot uita niciodată. Nu m-am așteptat niciodată la tine pentru că ca să-mi spui cuvintele astea, indiferent dacă le merit sau nu. Am crezut că tu mă iubești atât de mult încât mă vei proteja. Vei înțelege că eu sunt femeie și că am nevoie să fiu iubită. Tu care predici despre 1 Petru capitolul 3, versetul 7, de data asta ai uitat de predica din versetul ăla. N-am să pot uita niciodată umilința pe care am simțit-o. Frații mei, surorile mele, noi nu ne-am întâlnit aici să transmitem informații. Ne-am întâlnit aici să învățăm să aplicăm informațiile pe care le știm deja de multă vreme. Încercăm să excelăm prin mașini, prin case, prin îmbrăcăminte, prin tot felul de lucruri care ne fac deosebiți, uitând faptul că ceea ce contează cu adevărat este caracterul nostru. Cum ne comportăm? Cât de altruiști suntem, cât de înțelepți suntem și mai ales să ne cultivăm răbdarea. Le spun părinților tineri că răbdarea este o chestiune care se învață, precum se învață să cânți la pian.
Cum ai învățat tu să cânți la pian? Cineva ți-a arătat într-o zi cum să cânți și după aceea pur și simplu te-ai trezit că știi să cânți? Eu sunt sigur că nu s-a întâmplat așa. Eu sunt sigur că cineva ți-a arătat și tu ai tot exersat, ai tot exersat, ai tot exersat și a început să funcționeze din ce în ce mai bine. Dar în spatele la acest a cânta la pian este foarte multă repetiție, foarte multă repetiție. Ei, răbdarea nu e altceva decât, adică practicarea răbdării nu e altceva decât repetarea acesteia. Uitați ce le spun părinților tineri. Dar asta e valabil pentru oricine, nu numai pentru copii. Le spun părinților tineri și de obicei găsesc un exemplu. Hai să luăm exemplu cu înghețata. Dacă ai un copil care, să zicem, că are 2, 3, 4, 5 ani sau indiferent câți ani are și își cere înghețată, sigur că o să-i dai dacă ai. Dar de cel puțin 2-3 ori pe săptămână nu-i da și spune următorul lucru. Uite, am un motiv pentru care nu o să-ți dau înghețată acum. Este 11. Am să-ți dau la ora 1. Nu, te rog frumos, știți cum reacționează copiii? Ei se țin de tine, sunt în stare până la anul. Și atunci te uiți la el și îi spui, ascultă-mă, pot să vorbesc cu tine serios? Da. Uite, am un motiv ca tu să aștepți până la ora 1 și la ora 1 îți dau înghețată. Poți să ai răbdare până la 1? Și probabil că o să zică da. Ei, până la ora 1 îl va mânca pielea. Va fi foarte agitat, se va uita tot timpul la ceas, dacă nu știe câte ceasul, va veni să te întrebe de 2000 de ori, s-a făcut ora 1. Ce se întâmplă în astea două ore de la 11 la 1? El își exersează răbdarea. Dar de ce își exersează răbdarea? Pentru că i s-a promis că la ora 1 primește. Pentru că i s-a promis, se agață de promisiune. Și exersează în două ore răbdarea. Orice lucru pe care îl exersezi, îl faci mai bine. Frații mei, noi nu putem ierta pentru că nu am exersat iertarea. De-aia suntem dușmănoși și firești, nu putem ierta. Noi nu putem răbda pentru că n-am exersat răbdarea. Noi știm să facem doar ce am exersat să facem. N-am avut intenția să spun nimic din lucrurile astea, așa că mă opresc, mă întorc și revin. Spuneam că sub egida acestui titlu, din impas în armonie, așa cum frații păstori, conducerea bisericii a pus titlul acestei întâlniri, am vrut să vă vorbesc despre riscuri și responsabilități, pentru că riscurile și responsabilitățile sunt două lucruri care dau multă calitate sau fură calitatea unui cuplu, unei relații. Atunci când vorbim despre riscuri, bărbații au riscuri specifice în viață. Care credeți că sunt cele mai mari riscuri pentru un bărbat? Dacă tot am eu microfonul, haide să încerc eu să vă spun două, pe primele două din punctul meu de vedere. Prima este imaturitatea și a doua probabil că este pofta. Imaturitatea și pofta. Care credeți că ar putea fi primele două riscuri pentru o femeie? Ca soție, în contextul studiului de astăzi. Probabil că este competiția, adică ea intră în competiție, în concurență cu soțul ei, în loc să-l completeze, îl concurează. Se întrec amândoi. Când o femeie se ceartă cu soțul ei, se luptă cu soțul ei, ea iese din condiția de femeie și intră în condiția de bărbat. Pentru că se luptă. Se masculinizează în momentele acelea. Lupta este un lucru specific bărbaților, nu femeile. Femeile sunt finuțe, sunt delicate. Feminitatea lor nu trebuie să se preteze la astfel de comportamente. Dar haide să revin. Concurența și probabil că al doilea mare risc este expunerea sau goliciunea. Nu o să spun aproape nimic despre aceste patru riscuri, decât doar să fac o scurtă introducere la imaturitate. Este, cred că, ușor de observat faptul că dacă ai doi copii, o fată și un băiat, fata de mică e foarte responsabilă. Foarte responsabilă. Se învârte pe lângă maică sa, o ajută. O fată pe la 7-8 ani poate să îngrijească de un copil. În foarte multe culturi, fetele la 12 ani se căsătoresc. Pe la 13 ani pot avea un copil. Un băiat la 12 ani... 14 ani, 16 ani, n-are nicio șansă să fie serios. Băieții
se maturizează mai târziu. E adevărat că și când se maturizează, se maturizează, nu se încurcă, dar ei se maturizează mai târziu. Sunt două evenimente care activează maturizarea băieților. Primul este munca, trebuie să se angajeze undeva, și al doilea, și acesta e cel mai important, este căsătoria. Căsătoria este experiența în care soția stoarce orice e mai bun într-un bărbat. Maturizarea se desăvârșește în căsătorie. Există riscul ca un bărbat să nu se maturizeze. Aici sunt trei cuvinte care explică reperele, cele trei repere, din punct de vedere al procesului maturizării. O să folosesc cuvântul băiat, bărbat și patriarh. Băiat, bărbat, patriarh. Dacă îmi spun băiat, nu mă refer la vârsta unui băiat, ci mă refer la starea unui băiat. Când spun bărbat, nu mă refer la vârsta unui bărbat, ci la starea unui bărbat. Și patriarh, de asemenea. Sunt băieți între 0 și 80 de ani. Adică bărbați de genul masculin, de fapt ființe de genul masculin, care nu s-au maturizat. Ce înseamnă să fii un bărbat imaturizat? Nu ai ordine în viață, adică ești dezorganizat. Nu ai priorități. Aceste două caracteristici definesc în mare imaturitatea. N-are nicio importanță câți ani ai. De obicei, când oamenii îmbătrânesc, se și maturizează. Dar ascultați-mă puțin, îmbătrânirea e obligatorie. Maturizarea e opțională. Nu e obligatoriu să te maturizezi, doar să îmbătrânești. Sunt mulți oameni care îmbătrânești și sunt copilăroși ca în tinerețe. Pentru că așa este. Unii au specific nativ, alții circumstanțial. Maturizarea este un proces conștient, nu e o întâmplare. Nu așteptați să îmbătrâniți crezând că vă veți maturiza. Că așa cum spui, trăiești, acționezi într-o manieră greșită la tinerețe, o poți face și la bătrânețe. Maturizarea este un proces conștient, voluntar. E ceva în care investești. E dezvoltarea caracterului. Deși mă tot pierd în detalii, deschizând tot paranteze, trăind tot timpul într-o paranteză, mai spun lucrul ăsta și o să luăm o pauză. Ați observat că astăzi e la modă să se vorbească despre dezvoltare personală. Înțelegeți expresia? Mă gândesc că da. Ce înseamnă dezvoltare personală? Unde ajunge ea? Ajunge la o stare de încredere în tine care este idolatrie. Adică, eu pot, eu știu, am încredere în mine, am încredere în mine. Nu mă interesează pe mine că voi spuneți că eu sunt urât, eu știu că sunt frumoasă. Nu mă interesează ce credeți voi despre mine că sunt predicator slab, eu știu că sunt predicator bun. Și pur și simplu oamenii sunt învățați, se pompează în mintea lor încrederea asta falsă și noi credincioșii încercăm să luăm chestia asta ca pe un lucru bun. Dragii mei, ați citit vreodată Biblia? Ați întâlnit vreodată ideea asta în Biblie? Că ești bun, ești tare, ești grozav. Eu în Biblie am citit doar opusul. Știți ce ne învață dezvoltarea personală? Dezvoltarea personală ne învață să avem încredere în noi, nu în Dumnezeu. Ne învață să fim mândri și aroganți și să le știm pe toate. Am citit pe Facebook, nu știu dacă am libertatea să vă spun sau nu, că nu-i frumos deloc și nu-mi stă frumos să spun ce nu-i frumos, mai ales în public. Dar totuși am să vă spun, să mă iertați că vă spun ce urmează să vă spun. Scria acolo așa, caut un prost ca să-l învăț. Și nu mai există niciun. Toți știu. Asta e dezvoltare personală. În loc să dezvoltăm umilința, smerenia, dependența de Dumnezeu, în loc să ne conștientizăm vulnerabilitățile, dezvoltăm un complex de superioritate care nu are nimic la bază decât o asumare. E adevărat, nu trebuie să dezvoltăm un complex de inferioritate. Nu, ci trebuie să stăm în echilibru. Dar niciuna dintre extreme nu sunt bune, ambele sunt la fel de dăunătoare. Nu cred că este necesar să-mi pompez autosugestie de genul ăsta, zgrozav, 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 n-are rost. Eu știu cum sunt. Eu trebuie să mă apropii de Dumnezeu
nu ca fatalismul lui Nietzsche, dar nici ca idealismul dezvoltării personale. Fatalismul este o extremă. Idealismul este cealaltă extremă. Realismul este partea de mijloc, de echilibru. Noi trebuie să fim realiști. Nu toți suntem foarte frumoși. Nu toți avem un coeficient de inteligență foarte mare. Nu toți avem un coeficient emoțional foarte mare. Suntem așa cum suntem. Nu-mi doresc să fiu ca niciunul dintre dumneavoastră. Vreau să fiu ca mine. Eu vreau să dezvolt omul ăsta. Nu vreau să-l dezvolt pe ăsta. Aia e treaba voastră. Eu sunt mulțumit așa cum sunt. N-ar fi fost rău să fiu mai înalt, dar e ok cum sunt acum. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru cum sunt. Plec de aici. Nu vreau să mă concentrez pe ce nu sunt și pe ce nu am și vreau să dezvolt ființa asta. Oricum n-am acces la alta. E un vis prostesc să încerc să fiu cum nu sunt. Eu trebuie să dezvolt omul ăsta și trebuie să-mi găsesc scopul. Eu trebuie să mă conectez cu satelitul, el în masă sau al altuia. Adică să mă conectez. Ați observat telefonul? Odată la săptămână trebuie închis, că se resetează, revine la setările din fabrică. Și când îl deschizi, ați observat că există un timp scurt în care caută satelitul și se conectează cu el. Ei, această căutare a satelitului din punct de vedere spiritual presupune să ne conectăm cu Dumnezeu și să dezvoltăm ființa asta, dar dezvoltând partea imorală, etică, dezvoltându-ne caracterul. Atunci vom fi în stare să gestionăm un conflict, vom fi în stare să ne facem un plan pentru rezolvarea unei probleme de familie, vom fi în stare să avem un scop în viață, să avem obiective pentru scopul acesta și în general să fim fericiți, să ne găsim echilibru cu felul în care noi suntem. Nu sufăr pentru că nu m-am născut în Germania, nici n-aș fi vrut să mă nasc în Germania. Sunt bucuros că sunt român, deși a fi român nu este cea mai mare onoare etnică sau națională, dar nu vreau să trăiesc frustrat de ce nu am. N-am timp pentru treaba asta. Vreau să mă bucur de ce sunt, vreau să mă bucur de ce am și mai ales de ce vreau să devin. Ăsta este scopul meu, pentru asta trăiesc. Vă spun o întâmplare și mă opresc. Așa de repede încep predicatorii să predice și așa de greu să opresc, nici nu-ți vine să crezi. Ok, hai să vă spun întâmplarea. Asta este încă un lucru banal care s-a constituit într-o mare experiență pentru mine. Am auzit într-o zi întâmplarea asta, potrivit căreia o familie în vârstă, foarte în vârstă, soția a murit, bătrânul a rămas singur și pentru că nu s-a mai regăsit în singurătatea asta, s-a dus la nursing home, s-a dus la azil, la casa de bătrâni. Lângă el era o construcție nouă, o casă de bătrâni nouă și a mers acolo, l-a întâmpinat managera, o femeie foarte iscusită și pe drum înspre camera unde urma să-și petreacă restul vieții, femeia a început să laude casa de bătrâni și să-i spună că e o construcție nouă, foarte eficientă, care are un personal nou, foarte calificat. Și i-a tot spus o grămadă de lucruri, părțile pozitive. Apropiindu-se de cameră, a întors plăcinta și pe partea cealaltă, clătita, și a început să-i spună, da, totuși e o casă de bătrâni asta. Camera nu-i prea mare, în fața geamului e o altă clădire care vă oprește să aveți un view frumos, o vedere frumoasă. Și în timp ce ea povestea și câteva negative, bătrâna a oprit-o politicos și i-a spus, nu vă faceți nicio problemă că îmi place foarte mult camera. Femeia s-a oprit, s-a uitat la dumnealui și i-a spus, dar ați mai fost vreodată în clădirea asta? Și el a spus, nu. Dar cum vă place o cameră pe care n-ați văzut-o? El i-a răspuns, doamnă, dumneavoastră sunteți o femeie tânără și dacă vă spun, nu o să înțelegeți, dar din respect o să vă spun. Când eram la vârsta dumneavoastră, am avut un șir de experiențe care m-a împins să iau o decizie ce m-a transformat să fiu omul care sunt astăzi. Uitați despre ce e vorba. Într-o dimineață, managerul cel mai mare de la compania unde lucram mi-a spus că la ora 8 trebuie să mă întâlnesc cu el. M-am îmbrăcat cu cel mai frumos costum și am vrut să ajung acolo la o oră un sfert. Când se ies, fetița mea a vărsat cerealele cu lapte pe mine, mi-a stricat costumul, n-am mai avut altă haină bună, am întârziat, m-am făcut de rușine, ăla s-a supărat pe mine, am crezut că sunt un om fără cuvânt și pur și simplu toată ziua aia mi-a făcut-o praf. Următoarea zi trebuia să merg la pescuit cu cineva, a început să plouă de parcă n-ar mai fi plouat de mult și nu mai m-am dus la pescuit, mi-a stricat toată ziua. A treia zi m-am certat cu unul la intersecție, era să ne luăm la bătaie acolo. Toată ziua am fost dat peste cap. Următoarea zi, nu știu ce s-a întâmplat cu nevastă mea, că ne-am certat de dimineață, nu știu, s-a întors, nu s-a trezit bine.
Și în șirul ăsta de experiențe, pur și simplu parcă m-am trezit din somn. Și am zis, domnule, dar asta nu-i viața pe care eu vreau să o trăiesc. Eu nu m-am căsătorit pentru genul ăsta de viață. Și atunci mi-am dat seama că alții îmi fac mie programul și îmi strică fiecare zi. Ba, fiica mea hotărăște să nu mai am nicio bucurie pentru ziua aia, ba, ăla de la intersecție cu care m-am certat îmi ia altă zi, ba, ploaia mi-a dat altă zi, eu pur și simplu nu mai rămân cu nimic, împar zile la toată lumea. Și am hotărât să nu mai permit nimănui să hotărască cum mă simt eu. Am hotărât să am o abordare a vieții foarte pozitivă și să încerc să împart lucrurile în două, lucruri pe care le pot controla și lucruri pe care nu le pot controla. Lucrurile pe care le pot controla nu o să mă culc până când nu le controlez. Dar lucrurile pe care nu le pot controla o să le las în mâna lui Dumnezeu, liniștit, pentru că El le va rezolva după cum crede. Doamnă, spunea el în concluzie, nu mă interesează așa de mult cum e camera asta, ci o să-mi plac așa cum este. Știu că nu am acces la altceva și cer o stare să am așteptări care mă face să sufăr. O să merg în camera asta, o să fie cea mai frumoasă cameră pentru mine, o să-mi trăiesc ultimii ani sau zile aici, o să mă bucur de viață, fii liniștită, te rog să mă conduci. E când am auzit întâmplarea asta, mi s-a lipit de suflet. Pentru că, nu știu de ce mi s-a lipit de suflet, dar am încercat în ultimii ani, de atunci de când am auzit întâmplarea asta, să merg pe direcția asta și ceva s-a întâmplat. N-am ajuns la nivelul la moșu de care vă spuneam puțin mai devreme, dar sunt pe drum. Vă spun întâmplarea asta pentru că mie mi-a schimbat viața. Nu știu dacă se va potrivi pentru cineva, dar indiferent dacă se va potrivi sau nu, eu sunt bucuros că v-am spus-o.